No, bun, deci, salutare tuturor și cred că trebuia să dau jocul mai încet. E, în fine. Și bine v-am găsit la o nouă serie. Că tot mi-a scris cineva în comentarii acum o zi sau două. De fapt, mi se pare că la clipul cu lor mi-a scris careva să fac o serie de Warcraft pe Freaks.ro. Așa că mi-am luat WoW de acolo și am văzut că este Myth of Pandaria. Exact asta care îmi place mie. Hai să ne creăm un caracter, să ne facem gagică. Ne facem același caracter pe care ne l-am făcut și pe cealaltă serie. Eu acum vorbesc mai tare că mi s-au de tare și încă jocul și mi-a să dau mai încet din mixer de acolo. Ok. La Warrior era? Da, aveam caracterul Warrior pe cealaltă serie, pe prima variantă de World of Warcraft. Hai să vedem. Sper să nu fie furat numele de țigan, că ne-am făcut un caracter exact țigan arăta și am dat numele de țigan și să vedem dacă merge să-l facem acum. Culoarea pielii. Hai să-l facem dracu, negru de tot. Așa, hai un pic mai deschis, nu-l facem african. Atâța. Ne, hai să-l facem așa. Moaca, ia mă ce față, ai ăsta. Așa cu niște dinți. Ce mai e pe aici? Cum se uită, mă, ce moaca are ăsta. Bă, ăsta chiar că se uită urât. Ăsta zici că e mort. Fața asta chiar e normală, hai să o dăm pe asta așa că se uită urât. Nu sunt rasist, dar m-am gândit să-mi fac și un caracter așa mai panoramă. Hairstyle, uite așa o tunsoare, de-asta e cocalar. Culoarea părului. Negru, nu? Mai e așa sau... Îl facem blond? Nu. Așa sau așa? Ai așa, hai că-l facem așa. Și... părul facial. Îl facem cu o mustață de gabur. Da, așa cu o barbă din asta, așa. Sau... Doar cu mustața, hai că-l facem așa, cu o mustață de bulibașă. Să-i dăm culoarea așa. Bun, să-i dăm numele TZA Gun. Sper să nu fie luat. Finish. Carlton există aici. Atunci... Țigan 666. Ce nume să-i dau? The Bulibașa. The Bulibașa. Hai că acum merge. Dă bulibașa, o să intre în acțiune. Hai că arată faină acum. I-am făcut și mustața aia, direct Enter World. Nu v-am întrebat și pe voi în comentarii. Mă rog, l-am întrebat pe cel care mi-a scris comentarii să joc Warcraft. Nu mi-a trebuit în cap să-l întreb ce... ce zonă el, dacă este cu Alianța sau cu oile alții acolo. Ce caracter are. Da, în fine, o să fiu pe cont propriu și poate o să-mi fac un guild sau ceva. Dacă s-ar încărca și jocul, ar fi mult mai bine. Deja filmez de 4 minute și nu s-a întâmplat nimic să-mi bag piciorul. Sper ca seria asta să nu strângă așa multe dislike-uri față de cea anterioară. Bine, atunci nu prea aveam o calitate așa bună audio, aveam era același microfon, dar nu știam eu să-i fac setările. Random și cu alt program și nu știu ce dracu îmi schimba vocea. Și aveam placa aia video veche, acum am luat-o pe asta. Pe asta trebuie să meargă blană Warcraft-ul. Și ce vreau să zic? Mai de multe ori puneam toate videoclipurile pe grupuri de astea, YouTube, România, nu știu ce. Și la alea cu LOL și Warcraft strângeam dislike-uri multe. Făceam vizionarea și dislike-uri, că sunt așa unii care sunt pasionați mult de jocul ăsta, ca să nu zic obsedați. Și dacă te-au prins cu o greșeală, gata, direct dislike, hate, nu știu ce. La Counter n-aveau ce să-mi zică că... sunt foarte bun la Counter așa, dar la jocuri precum LOL și Warcraft, da, poți să faci o greșeală ceva și pentru asta te taxează. Dar la Counter n-au ce reproșuri să-mi dea. Și la Minecraft ce să-mi zică? Bine, chestia că nici Minecraft nu prea mai joc. Ce mai am seria single player. Acum ne arată da, hai să ieșim din cinematic, să trecem direct la acțiune, că deja filmăm de 5 minute și nu s-a întâmplat nimic. Bun. Deci cum erau controlele? Așa. Hai că se mișcă bine. Cum era? Sunet. Social sound. Care dracu era cu sunetul? Mă, câte setări pe aici. Sistem. Hai că e aici.
De fapt, hai că... Hai că merge așa. Ok, hai că am dat sunetul mai chat. Hai să luăm prima misiune. Bla bla bla. Bla bla bla. Accept. Ok. Ce avem de făcut? Better wrong Necar invite you. Join. Oricum o să ies din guild ăsta după ce îmi fac stai ce caută Black Rock, da, uite aici. Mă, dar oricum mai face asta. Gata, level 2. Dă-ne chestiile astea. E mișto că pe ăsta e mare parte. Mare parte sunt români. Ia, altă misiune. Injured Soldier. Spy. Mie nu-mi trebuie de ăsta, mie-mi trebuie lup de ăsta să o omor. Abia aștept să pot să-mi fac put... Ok, ce pisica asta moartă. Ah, să-mi dau, să dau kill probabil. Ah, cât ți-a apărut firat să-i drept. Hai, mor și tu. Îmi place că la varianta asta de World of Warcraft, la Mists of Pandaria, crești mai repede față de alte versiuni și asta chiar îmi place. Față de Excalibur și prima versiune, crești mult, mult mai repede. Hai, level 3, deja am făcut level 3 aici. Bun, hai că ne-a dat și o putere, hai că îmi place. Creștem foarte repede pe versiune, a mai venit unul. Ia mă, sabie, dă-te. Nu pot folosi puterea asta. Asta de la distanță să intru și să dau în ei. Gen cum e izbitura la războinic pe Metin, ca să vă faceți idee. Nu, nu joc Metin, dar am prieteni care joacă Metin și... Ah, nu mai pot să lutez asta că s-a dus. Ok, injure Soldier. Ăsta e Soldier, ăsta e Spy. Mie îmi trebuie... Ai ceva, hai să o omor și unde ăsta. Treci, fă-mi cu afirea aia, drecu. Știu că mie aici îmi zice soldat. Nu, da, soldat îmi trebuie. Dăm cu o carnea. Oh, oh, hai că mi-a dat rucsacuri, dar stai că e bine. Asta e pentru quest sepa. Ia, 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 stai, stai, stai. O sabie. 5-9 13-2. Oh, hai că sabia asta e bună. Și un topor, îl pot folosi. Ia. Deci asta e 13-25 30. Hai că ăsta e mult mai... E fain, îmi arată. Când mi-ar ta în post că-i topor și aici o sabie. Eh, mai contează. Ma, păi ca lumea are o sabie. Asta într-o lovitură i-am și omort. Sau, mă rog, două. Dacă prin criticală, aia e. Hai că am început bine, ne-a dat o armă bună. O să crezi foarte repede pe seria asta. Ok, deci pe ăștia i-am rezolvat. Soldier. Care e soldat? Soldat, nu văd niciun soldat, eu văd doar spion de ăștia. Hai să mă duc totuși la misiune acolo. Ia stai, aici în față mi-arată. Hai să mă luam misiunea asta făcută. Mai trebuie să iau una și de aici. Bă, oricum, e chestia că-i sev române și... Dăm accept. Ok, la asta e făcută misiunea. Bla, bla, bla. Completează, acceptă. Ok, ne-a dat și putere nouă. Cal, pot folosi cal? Ah, pet journal. Bla, 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 recite pet. Nu știu ce e. Dragă pet, hai că... Trebuie să-mi cumpăr, drag, încă n-am. I can't attack that. Bun, ia să ne ce mai. Deci soldați de ăștia să găsesc. Aha, în partea asta sunt. Îmi place că ți arată și pe unde ai respectiva țintă. Ma, deja filmez de 10 minute. Dar măcar la level 6. Hai că am... Cresc repede la varia. Și că mă blui. Cresc repede la ăsta. Aha, ăștia sunt. Stai, ăsta e Assassin Goblin. Assassin. A să omor pe ăștia. No. Ne-a dat carne și astea. Îmi zice soldat. Dar nu e niciun soldat. De ce? Injured Soldier. Aha. La dăștia morți se refere. A, păi uite cât sunt aici. Eu mă gândeam să omor ceva, nu să-i găsesc pe ăștia morți pe aici. Ok, 2. Îmi place, am găsit arma asta bună de acum. Al treilea soldat decedat aici și ultimul. Gata, bun. Făcută misiunea, hai să vedem ce ne zice aici. Aha, la mama dracu în partea aia și mi... E aici, ok. Ce ne zice? Ble... A, hai să omorăm și
ăștia. Dintr-o-l vitru-l am delit și ne-a mai dat niște rucsacuri din astea. Poc, poc, ia, cizme, 16 armură, mai bune. Ăsta item de quest, armele astea două trebuie să le vând. Hai că am început bine. Dar până la ce drag face pisica asta? Revive, pentru animalul mort. Bun, n-am animal, băga mea și piciorul. Unde mai sunt? Uite aici. Trecem cu acifirea el, drag. Ia să mă dau mai în spate ca să-i dau cu asta. Moartă? Oho, câte d-astea mi-a dat. Bun, hai că am deja rucsacuri, deci e fain, n-o să am probleme cu inventarul. Îmi place, ai loot bun din start. Da, toate sunt cu 6. 6, 6, 6. Hai să facem totuși din alte culori. Una așa, una așa. Hai să punem și pe asta și pe asta, ca să avem din toate culorile. Nu ce, mama dracu. Mord, ia asta. Oho, e faină puterea asta. Mamă, dar câte rucsacuri de-astea am. O să cresc repede la Warcraft ăsta, am mai și spus. Este și varianta în sine a jocului care te crește repede, dar o fi și server românesc, făcut special să-i facă pe români să nu iasă de pe el. Ne s-o pune pe asta gri, că e mai faină. Stai, pe care o deschisesem. Pe asta, hai să lăsăm aici și să vând toate porcările astea că nu-mi trebuiesc. Bun, mai sunt câți mai trebuie, încă 3. Unde mama dracului se află ăștia? Aha, uite unul aici. Dă-i direct cu izbitura. Eu iau tot și vând. Dacă vreți și voi să jucați Warcraft-ul acesta, o să vă las în descriere linkul de unde mi l-am downloadat, să vă faceți icon și ne jucăm aici. Bun, îmi pare că n-am putut să fac numele vechi țigan, dar măcar am ăsta, de Bulibașa. Nu-i rău nici numele ăsta. Nu știu, dar am simțit, așa a fost și primul meu caracter când m-am jucat Warcraft acum vreo 2-3 ani. Tot așa i-am dat numele țigan, parcă. Și nu, nu sunt rasist, n-am nimic cu țigani, am prieteni țigani, dar ziceam nevoia să-l fac așa. Bun, ne-a dat o putere nouă, stați că mai am niște misiuni prin partea asta de făcut. Hai că mai filmez vreo 5 minute că este episodul prea lung. Poate îl pun diseară sau mâine dimineață. Azi dimineața am văzut comentariul și am spus că postez mâine asta, deci o să-l postez mâine. Episodul de WoW. Ok, nu știu ce, nici nu stau să mă uit în guild acolo, mă doare în cur. Gata, level up, level 8. Ok. Ce misiuni mai avem? Una aici, una aici. Hai, ce zice? Să omorâm goblinii ăștia. V-ați dus pe pulă. Direct una așa, mai dăm una și e mort. E bine că mi-a dat arma asta, că eu mor mai repede. Nu știu, e ora 6 și încă nu sunt în starea de om prăjit cum eram la Far Cry. Apropo de Far Cry, nu știu când pun clipul ăsta, am terminat Far Cry-ul. Cum termin de postat episoadele Far Cry, o să pun și cele de GTA 3, că am zis că v-am întrebat că vreți GTA 3 și o să o fac și GTA 3. Mamă, se umple inventarul ăsta. Hai, mordă-te, drecu. Dă tot ce ai acolo. Nimă căprioară. Eram bun să fi fost vânător. Aș putea să stau și să-mi fac și chestiile suplimentare, gen să pot face armuri și să repar, dar dacă mă apuc să fac alea, închide la non-stop. Nici acum nu s-ar fi făcut animal, chestia asta cu animalul. Oricum n-am animal, deci până fac eu rost mai. Nici nu prea am fost atent ce scrie acolo. Eu acum sunt concentrat să mai grăbit, să termin și eu episodul ăsta mai de filmat. Mă, să crezi mai repede până termin. E fain că tot primesc mesaje pe WhatsApp aici. Că am aici telefonul lângă și mă uit la ceas. E făcut asta și mai sunt ăștia undeva la mama dracu. Hai să completăm quest-ul. E fain, am făcut toate quest-urile până acum. Dacă o să ne dea quest-uri așa ușoare, pe toate o să le fac. Completează, gata. You have learned combat stance. Defend bla 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 bla. Aha, chestia asta. Aici era? Nu aici. Necăcat. Aici? Nu, nu, nu. Așa. Bun, asta o avem pusă. Pune, de fapt asta o pun aici. Asta aici. Trece aici. Cum dracu o scot? Nu știu. Asta o am. Asta s-o punem, deși nu cred că... Așa, asta. Și să blochezi victorii așa. Ok. Și astea sunt alte căcaturi. Bun.
Cum dracu o scot de aici? Nu știu. A, nici nu trebuia să le pun. Cum dracului le scot de aici? Nu știu. Aș putea să schimb căcatul ăsta, dar... Da, hai că trebuie să scot astea. Am văzut, dar abia cușca astea se află aici. Ok, deci unde dracu trebuie să merg? În partea asta. Deci trebuie să trec prin zid. Ce zice tu, că trebuie să omor? Fire... Cred că... Nu asta. A, la mama dracu aici, la ăștia care mă omorau un draci în primele episoade de Warcraft simplu, prima versiune. Hai că e mai fain aici cu mar de pădurea, nu cum era acolo cu viță de vie și ce căcat mai aveau. Hai, du-te țigani. De fapt, stai un pic. Nu. Pantalon noi așa, suntem mai fashion. Câte de-astea am de vândut să-mi bag. Gata, cizme noi, hai că arătăm mai sexy acum. Ăștia? Black. Nu, de ăștia trebuie să omor. Mai în partea asta trebuie să merg. Se zice Vineyard. Căcam așa că nu pot să fiu atent acolo să gândesc ce căcat vor ăștia să fac. Așa, bun. Aici zice că am. Nu-mi dau seama ce. Ok, nu știu ce, la ce se referă prin... să sting focul! Cred. Da, să sting focul. Ok, hai că arde aici copacul ăsta, deși vița de vie trebuia să o sting. Hai, nu mă întrerupe. Bun, 4 din 8. Hai să facem și misiunea asta și închei și episodul. Da, mordă-te, drecu. Direct 200 damage. Mor și tu, așa. Invalid target. Hai la copacul ăsta care arde. Invalid target, nu vrea. Gata, hai că se stinge. Pe unde mai arde? Da, mi se pare că nici nu trebuie să dau așa. Ba, da, trebuie să dau cam pe unde arde. Ata, unul zace mort acolo. Sper să nu mi se întrerupă. Dacă îmi dă că mi s-a întrerupt, îmi bag piciorul. Ia mordă-te, drecu. Așa. Câte am? 6 din 8. Uite, mai arde aici un pic. Stingem și ăsta. Ia mai un damage mare și încă unul. Mor și tu. Dar ăștia nu-ți dau nimic. Bulangii să-mi... A, și pot să arunc și cu cuțite. Hai să arunc și eu cu un cuțit într-unul. Adică cred că de aruncat cuțit. Da. Să arunc cuțite. Hai mă să ne pizdim dacă sunteți tari. N-am rage destul ca să dau bleed. Dar cât bleed cât rage îmi trebuie? 30. Nu. Uite, puteam să dau. E, îmi bag piciorul, hai. Pe unde mai arde prin partea aia. Și să stingem ăsta.
Hai, stinge-l. Gata, obiectiv complet, mă duc să-l completez. Deja filmez de vreo 21 de minute. Mă duc să închei misiunea, că deja filmez de 21 de minute și se prea lung episodul. Oricum, să scrieți comentarii dacă vă place seria, dacă jucați, să-mi ziceți ce nume aveți, dacă aveți un guild ceva, nici nu mai stau să mă bat cu ăștia. Mă duc direct. Dacă aveți un guild ceva să îmi ziceți, să mă bag în el, facem un guild așa pentru comunitatea noastră, pentru subscriber dacă e. Hai să completez quest-ul, poate fac și o level up. Ok, două misiuni aici e completat. Hai că e bine. Mi-a dat două semnale întrebării. Unul aici și altul fi înăuntru, cine știe. Gata, completat. Și nu mai avem quest-uri aici, trebuie să plecăm. Bun, hai că încheie aici acest episod. Eu sper că v-a plăcut. Vechea poveste, dați câte un cap în gură butonul sub videoclip și până data viitoare. Ciao, les! Nu mă puteam ține să nu-l fac pe ăsta să danseze.